Bună dimineața, oameni buni! Astăzi este duminică și am decis să fac așa un vlog, să vedeți cum petrec eu timpul cu David acasă, pentru că duminica trebuie să stau cu el, pentru că doi ani așa, sâmbătă și duminica lucrează și m-am gândit așa, dacă stau cu el, dați să vă arăt cum petrec timpul frumșel. Ne-a sculat acum, i-a făcut un ceiuț călduț, îmi duce să pregătim, doi ne-au lăsat pancake-uri, să pregătim totul frumșel, după asta vedem unde ne ducem la plimbare, până când el se uită la fotbal, încetişor, dar eu mă duc să pregătesc, să încălzesc pancake-urile astea, na, și trebuie să fac o cafeluță numai decât. Uitați-vă, pentru mine și pentru David avem așa două pancake-uri înăuntru cu lapte condensat, niște cremă, căpșuni și blueberry, nu știu cum se cheamă în limba română. Și un cumătru ne-a adus niște mango așa frumoase, le-am mai mâncat eu dintre astea. De păcat că David a nostru nu iubește așa de tare mango, dar eu le iubesc, așa că o să tăiem din iază și o să mâncăm încă vreo 2-3. Și dacă este posibil, toată lumea să mănânce cât mai multă vitamină, e de dorit. Ne ducem cu David la plimbare. David, hai haidem la plimbare, tati. Hai că e timpul frumos. Hai haidem afară la plimbare și după asta azi ne-am acasă să spăpăm. Hai. Suntem în Albufiera și uitați-vă ce este foarte bine aici, că în centrul orașului este o parcare absolut gratis, nu trebuie să plătești nimic. Nici la intrare, nici e gratis parcarea asta. Drept că astăzi este duminic și nu e aglomerat tare, dar în curs săptămânii este plină. Dar în fine, nu în toate orașele din Europa găsești în centrul orașului. Aici este centrul, aici este camera municipală, finanța și toate apartamentele și clădirile care te duc de în orașul vechi și încolo în orașul nou. Ok, nu găsești în toată Europa parcare gratis în centrul orașului. Uite cum Albufiera este. Noi acum l-am luat pe David frumușel și ne ducem direct spre plajă, putem să ne plimbăm. Este foarte puțină lume duminica, multe cafenele sunt închise, dar noi ne ducem la plajă. Blocul ăsta de apartamente a fost făcut cu un an jumate în urmă. Fiecare apartament deasupra are piscină, unde te poți scălda scaune, piscină și așa mai frumos. Un apartament cu două camere în centrul orașului Albufiera începea să coste de la 530.000 de euro. Anume în clădirile astea. Aici, dar unde sunt mai ieftine, sunt diferit. Poți găsești cu 200, 300, 160, depinde de mărimea apartamentului și cât e de vechi și în ce stare. Știți, cu 60-70 de ani în urmă, când turismul în Portugalia nu era așa de dezvoltat, uitați-vă că sunt așa căsuță rămasă, foarte vechi. Eu niciodată nu înțelegeam, deși portughezii făceau căsuțele joase înainte. Ușa de la intrare are 1,50 m, 1,60 m maxim. Uitați-vă și pe partea asta și toată zona asta la deal, dacă sunt căsi vechi. Înainte nu erau apartamente, nu erau căsile astea noi, erau doar căsuțele astea vechi care sunt și la deal aici. Și toată elita Portugaliei din Lisabona venea să se odihnească în Algarve pe malul oceanului. Și în zona asta, dacă o să încerci să găsești niște poze pe Google, erau doar vreo 20-30 de căsuțe de genul ăsta. Nu erau clădiri, nu erau hotele, nu era practic nimic. Și oamenii mai bogați, cu 60 de ani în urmă, 50, care își permiteau, veneau în Algarve, pentru că aici din căsuțele astea, uitați-vă, ai deschis ușa și ieși direct pe malul oceanului la una dintre cele mai frumoase plaje și cea mai mare și cea mai renumită din Albufiera, care se cheamă Praia de Pescadores. David merge singur, l-am scăpat de control. David, ruliește, David! Opa! Și dați-ne întoarce înapoi, de ce vă spun că Praia de Pescadores, toate clădirile astea albe care se văd aici, partea asta din vale se cheamă Old Town sau orașul vechi al Albufierei. Aici vara se parchează un trenuț care aduce oameni și în partea asta vin toți oamenii și în partea asta te poți duce pe jos pentru că mașinile nu sunt permise. Orașul vechi al Albufierei, la fel sunt o grămadă de case foarte, foarte vechi și uitați-vă cât este de mare și frumoasă plaja asta, care toți care au venit vreodată în Albufiera o cunosc. Este una dintre cele mai mari, probabil, din zona asta, cu siguranță. Și vara este totul plin de oameni aici. Acum sunt puțini, chiar dacă este duminică, nu este așa de multă lume. David este fericit. Davidule, ești fericit? Am venit la ocean? Ha? Niște statui ca cum sunt în aeroport la noi, piloții cu stewardesele, cele aici sunt. Am așa făcut niște turiști care îți fac poză pe malul oceanului și aici îți pot pune fața și poftim, ies poza cea mai reușită. David, uite cineva îți face poză, David.
Da. Cât de periculos sunt casele astea făcute, care sunt făcute cu 60-70 de ani în urmă. Toată ieșirea din casă este direct pe stradă, aici trec mașini. Uitați-vă, sunt direct ieșite, nu este nici o bară de protecție, ceva. Dacă ieși din casă cu copii sau, Doamne ferește, ceva, copiii ies direct pe stradă. Și de ce vă spuneam că se cheamă Old Town, noi acum ne ducem jos? Pentru că casele aici la Fiar sunt foarte, foarte vechi, foarte, foarte vechi. Unele din ele au fost restaurate, altele așa au rămas, abandonate sau cine știe ce cu ele, dar altele, uite că sunt restaurate și se fac și moderne. Old Town Albufera. Vă imaginați? Asta cu verde este o casă. Aici sunt vreo 4 căs, dar nici nu dai ca de aici. Câți metri sunt? 1, 2, 3, 4, 5 metri. Asta este o casă. Poftim. Frumos. Asta cu verde la fel este altă casă și tot așa. Căsile sunt foarte mici, foarte înguste, dar de fapt au și a doilea etaj, parmes, tot al lor. Asta se face, se reconstruiește, se face modernă. Tarabica la piața centrală, numai că duminica sunt închis, unii aici se vând suveniri, diferite chestii și așa mai departe. În partea asta sunt baruri, restaurante, agenții de turiști, cum să-ți iei bilet ca să te duci pe barcă. Te duci în excursii, dacă vii, ai totul la îndemână, nu trebuie să cauți practic nimic pe internet. Probabil să plătești aici un euro, 2, 3, mai mult doar. Și cam așa, dacă vreți să alegeți destinația Albufera, să veniți, dacă n-ați fost niciodată, cu siguranță o să vă placă. Pentru că din Portugalia, din sudul Portugaliei, Albufera este destinația unui anual, vin cei mai mulți turiști. Ce vrei, pirie? Pirie? Ha? David, dar ce mă lești singur? Ha? Mai bună pirie de malul oceanului, malul oceanului decât acasă, așa? Doar uitați-vă câte hoteluri stau unul peste altul aici, Ana. Începând din toate casele astea, toate sunt hotele, căsuți care se dau în chirie pentru turiști. De obicei, la primul etaj sunt restaurante și după asta, a doilea, a treilea, a patrulea mai sus, se dau în chirie cameri sau apartamente. Este camera municipal, cum s-ar spune la noi, primăria Albufierii, acestui oraș. Noi am păpat, ne gândim acum cum să-l adormim pe David. Cum să-l adorm? Am întors casa cu picioarele în sus. Așa, David. Și acum dimineața trebuie să doarmă cel puțin o oră jumate. Și după asta vedem ce facem. Așa că noi închidem video aici. Sper că v-a plăcut și ne vedem în curând.